Îmi pare rău că n-am notat de unde este paragraful. Vreau însă să vă spun că pentru mine este unul dintre cele mai importante paragrafe care a schimbat viața mea spirituală. Fă-mă, Doamne, robul Tău și voi fi liber pentru veșnicie. Cum adică rob și să fii liber? Vă rog să notați, a fi robul satanei înseamnă veșnic să rămâi rob. Pe când a fi robul Domnului înseamnă să fii liber pentru totdeauna. De aceea, întrebarea mea este de ce nu erau ferestre la sanctuar? Voi spune o experiență reală pe care se petrece în America, iar dumneavoastră în timpul acesta să meditați de ce nu erau ferestre la sanctuar. Îl cunoașteți? Este cunoscut ca cel mai mare evanghelist al lumii, Billy Graham. A avut o evanghelizare în Statele Unite pe un stadion enorm de mare, peste 120.000. În fiecare seară el se ducea să vorbească cu soția la telefon. Nu putea să doarmă fără a avea o legătură personală cu soția. Și cobora din hotel și a întâlnit un copil. El era un braț foarte înalt, s-a coborât la el, l-a luat de umăr și spune: uite, dragul meu copil, dacă tu mi-arăți drumul spre poștă, eu îți voi arăta drumul spre cer. La care copilul se uită, îl măsoară și zice: am impresia că sunteți un om serios. Păi dacă nu cunoașteți drumul spre poștă, cum cunoașteți drumul spre cer? Avea dreptate? Avea. De ce? Pentru că, frații mei, cerul nu-i pe harta noastră. Îl puteți căuta oriunde, dar nu-i pe harta noastră. Pe harta cerului este. Și noi trebuie să găsim harta lui Dumnezeu ca să ne concentrăm bine atenția și ținta noastră să nu fie alta. Pentru că ceva de pe pământul acesta sau cineva de pe pământul acesta îmi sustrage atenția și nu voi mai fi atent. Nu voi mai fi atent cât de aproape este cerul. Dumneavoastră ați citit Tragedia Veacurilor. Vă rog să ascultați. Prinții și prințesele Evului Mediu au părăsit palatele lor luxoase și au trăit în munți. Unii și-au dat viața pentru Hristos, dar n-au dat înapoi. De ce? Pentru că ei știau că în Hristos există mântuire și salvare veșnică. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, prin Amos, spune: Israele, pregătește-te! Israelul lui Dumnezeu, acel Israel care are temere de Dumnezeu și are caracterul pe care Hristos l-a oferit, ni l-a oferit nouă. Da? Cartea Apocalipsei, Ioan pe insula Patmos spune: iată-l, el vine pe nori. El îl vede pentru că ochii lui erau pironiți spre cer. De aceea ne atrage atenția că el vine pe nori. Întrebarea: de ce? Ați avut timp. De ce nu erau ferestre la sanctuar? Aș vrea să vă spun că părerea mea este că sunt motive serioase. În primul rând e proiectul lui Dumnezeu pe care l-a dat lui Moise. Care a fost motivul pentru care Dumnezeu nu prevede în acest proiect ferestre la sanctuar? V-aș ruga să vorbiți un pic mai tare ca să se audă. Stați-o mă pic, să știți că nu sunt dirijor, nu mă pricep la muzică deloc. Pe rând, poftiți, frate. Da, v-ați apropiat 75-80%. A mai răspuns cineva din sală? Da. Tot cam 75-80% v-ați apropiat. Da, cam tot pe acolo.
Frații mei, notați, eu n-am întrebat decât de ce nu există. Permiteți-mi... De ce Dumnezeu n-a îngăduit să fie? Da. Da. Putem să facem niște speculații eventuale. Nu, nu. Nu există speculații. Eu cred că dacă Dumnezeu i-a spus lui Moise să faci după chipul care ți s-a arătat pământul, pământul n-a văzut ferestre, Moise n-a întrebat de ce, Doamne, nu-mi dai ferestre. Fratele meu, aceasta este cartea lui Dumnezeu. Eu nu-mi permit să spun că Dumnezeu ar face... Nu. Speculații la Dumnezeu nu există, fratele meu. Ascultați, m-aș înjosi să accept ideea aceasta. Iertați-mă că vă spun, Dumnezeu pe nimeni nu forțează. Nu încearcă să ducă în eroare pe nimeni. De aceea vă rog să-mi permite să vă spun că nu poate fi un adevăr acesta. Dați-mi voie să încerc să vă ajut. Nu știu dacă reușesc să vă conving. Dar dimineața la ora... Poftiți. Sigur. Dar fiți atenți, în sanctuar Dumnezeu a poruncit să fie sfeșnicul cu cele 7 brațe și el reprezenta lumina pentru tot sanctuarul. Frații mei, să nu se uite da, mulțumim. Vă rog să-mi permiteți, frații mei, aș vrea să vă spun ceva. Glumele cu privire la sistemul mântuirii noastre, nu uitați că Spiritul Profetic spune foarte clar, sanctuarul este... mijlocul prin care oamenii învățau planul de mântuire în miniatură. Da, vă rog. Dumneavoastră v-ați apropiat și mai mult, 90%. Frații mei, să admitem cazul, haideți să luăm pe Marele Preot. Marele Preot intra odată, o singură dată pe an, în Sfânta Sfintelor. Și dacă ar fi fost o singură ferestruică mică de tot, el știa lecția pe din afară, frații mei. El nu-și putea permite să ia o copie. El, de ani și ani de zile, avea predică clară cu privire la ispășirea păcatelor. El știa totul pe din afară. Mâna îi mergea, pentru că sângele trebuia să fie aruncat pe capacul ispășirii, simbol al sângelui lui Hristos care iartă păcatul meu și al dumneavoastră. Dar în timp ce el își face slujba și duce la îndeplinire planul pe care Tatăl i-l-a dat, vă rog să-mi permiteți, frații mei, dacă s-a uitat un pic pe fereastră și acolo erau niște copilași care jucau fotbal, sau știu eu, se jucau orice, sau niște fluturi care zburau, mii și milioane de fluturi. Vă rog să ascultați, frații mei, gura îi mergea pentru că știa pe din afară, dar mintea lui era afară. Am citit dimineață un paragraf. Ce a făcut Satana ca să ia mintea oamenilor care erau în sinagoga din Capernaum? A trezit un demon. Și demonul acesta a creat momente neplăcute. De ce? Ca să distragă. Vă rog să ascultați. Nu sunt cuvintele mele. Spiritul Profetic spune clar. Ca să distragă atenția de la eliberarea de păcat a celor care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu erau ferestre? Frații mei, vi s-a întâmplat, vă spun cu toată sinceritatea, mie mi s-a întâmplat. L-am ascultat ani de zile pe fratele Galfi, cei care cunosc Grantul de pe vremea anilor 60. La Grant erau adunarea arhiplină, când notați, fiecare predică era notată și dată mai departe. Dar Grantul și apoi mai târziu popatatul arhiplin când era fratele Alexe. Dar de ce oamenii veneau să asculte adevărul prezent? Pe ei nu interesau, frații mei, nu interesau nici galoane pe umăr și nici alte interese mărșave, ci interesau ca poporul să fie hrănit, să-i se dea hrană la vreme potrivită. Orice lucru care era în afara planului de mântuire sau care
era mai puțin decât important pentru timpul acela. Adevărul prezent era unul singur. Notați, când Hristos a venit pe norii cerului, când Hristos a venit în Betleem, adevărul prezent era Hristos a născut în Ieslea din Betleem. Notați, îngerii n-au cântat altceva decât mergeți în Ieslea din Betleem. Pentru că acolo s-a născut Fiul lui Dumnezeu, care va ridica păcatele lumii. Frații mei, dacă noi acum ne ocupăm cu orice alt subiect, în afară de revenirea Domnului Hristos, care trebuie să captiveze mintea noastră, care trebuie să ne facă să ne concentrăm 100%, nu 99%. Cel care gândește 99% și nu 100%, frații mei, vom rămâne aici pe pământ. Iertați-mă, aș vrea să nu-mi impun punctul de vedere. Eu vreau să vă spun ceea ce spune cartea aceasta și ceea ce spune Spiritul Profetic, de la prima pagină până la ultima pagină. Notați, sunt peste 32.000 de pagini pe care Spiritul Profetic le-a scris. Nu Ellen White, ci Spiritul Profetic. Și dacă eu neg un singur adevăr de acolo, iertați-mă, în mod sigur, cu mâna mea, cu mintea mea, îmi voi pierde mântuirea. Cred că e blocat. Atât. Paragraful acesta se găsește în Solii Alese, cred că pagina a doua, volumul 2. Domnul dorește ca slujitorii săi din zilele noastre să predice învățătura Evangheliei, părerea de rău pentru păcat, pocăința și mărturisirea. Frații mei, aceasta nu este filozofie. Dacă cineva vrea să facă din mântuirea lui filozofie, nu va fi mântuire. Nici pentru el și nici pentru popor. De aceea fiți, vă rog, atenți. Am fost într-o comunitate, n-am fost niciodată pastor acolo. Am stat 7 ani și am fost chemat la fratele meu, pentru că el a rămas acolo, aproape de Făgăraș, și am citit paragraful acesta. Cineva drag mie, aș vrea să vă spun că mă rog pentru el zi și noapte. S-a ridicat de pe scaun, era pe primul rând. A luat telefonul și a început să dea telefon la soție, la copii. Oh, iar a început cu păcatul. Mi-a fost rușine de rușinea lui. Ce scrie pe 1222 de pagini? Cu ce începe Biblia care tu o ai în mâna ta? Ce scrie pe 1222 de pagini? Începe cu păcatul și 1222 de pagini mi-arată mie ce înseamnă să birui păcatul, ce înseamnă să înlături păcatul. Și pe ultima pagină vor intra în cer doar aceia care au biruit păcatul. Spuneți-mi, frații mei, așa a tratat Cain, întâiul născut al primei familii, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A făcut de capul lui în ceea ce privește mântuirea prin jertfa Domnului Hristos. Păcatul nu poate fi tratat cu ușurință, frații mei. Păcatul trebuie tratat după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Și El ne învață cum trebuie să tratăm păcatul. Cred că e ceva blocat. Același paragraf spune, avem nevoie de predici de modă veche, obiceiuri de modă veche, tați și mame în Israel de modă veche. Frații mei, v-am spus dumneavoastră sau cred că aseară la cealaltă comunitate? M-am nimerit în fața televizorului când în Parlamentul României o tânără de peste 30 și ceva de ani, aproape de 40 de ani, a spus că copiii noștri, rețineți, copiii noștri nu vor mai fi ai noștri. Vor fi ai statului, ai școlii, ai profesorilor și că de la vârsta de 6-7 luni de zile trebuie să părinții să pună mâna pe partea sensibilă a copilului, iar la vârsta de 9 ani să fie deja
Da, emancipat, iertați-mă, în felul lumii. Aceasta este batjocora pe care Satana o aruncă asupra omenirii. Auziți, nu mai le este rușine. Sunt aici câteva persoane care au fost în Spania. Vă rog să ascultați, cu aproape 20 de ani în urmă, au vrut, îmi cer iertare față de tineri și în mod special față de doamne, să facă într-un parc sex public. Și Dumnezeu n-a îngăduit. Pentru că aceasta ar fi fost culmea culmilor. Adică animalele, iertați-mă, fac în public, dar omul care are rațiune și afecțiune nu mai are control asupra lor. Avem nevoie de tați și mame care să stea pentru Dumnezeu. Auziți, Moise spune, nu vom pleca decât cu copiii noștri, cu animalele noastre, cu bătrânii noștri. Nu vom lăsa în Egipt nici unghie. Dacă voi vreți să dați copiii lor ai statului, faceți-vă voi copii. Nu ni-i luați pe ei noștri. Păcatul, frații mei, rezolvat în felul în care noi vedem, este de fapt în mod haotic. Cain, întâiul născut al lui Adam și al Evei, a tratat păcatul cum nimănui nu i-a venit în minte, decât lui Satana. Da? Dumnezeu zice într-un fel și tu faci altfel. Vă rog să ascultați, nu numai că n-a fost primită jertfa, dar el devine agresiv. Agresiv până la moarte. Da? Atunci când eu nu sunt în păcat cu Dumnezeu, să știți că voi folosi și forța. Am amintit dimineață paragraful, Ieremia, capitolul 6. Vreau să vă spun că profetul Ieremia este unul dintre profeții cei mai severi. Adică nu se joacă cu poporul atunci când Dumnezeu trimite un mesaj. Așa vorbește Domnul, rețineți! Ieremia spune clar, nu vorbește un profet, aici vorbește Dumnezeu. Stați în drumuri, uitați-vă, întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dacă dumneavoastră ați primit acest mesaj din partea lui Dumnezeu, ce ați răspunde? Eu aș răspunde, oh, am să caut cărările Domnului, pe acelea. Auziți ce răspund ei? Ei l-au pus pe profet să întrebe și ei spun, nu vrem să auzim, nu vrem să mergem. Se aseamănă cumva poporul de astăzi al lui Dumnezeu cu poporul din vremea lui Ieremia? Avem și noi aceeași atitudine. Au zis frații mei, la muntele Sinai, Dumnezeu vorbește în mod direct poporului. Și ce zice poporul? Oh, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Frații mei, notați, atunci când un pastor își face datoria și spune doar cuvântul lui Dumnezeu și adevărul pentru timpul acesta, ascultați, poporul repudiază. Nu, oamenii nu mai au nevoie de slujitori ai lui Dumnezeu care să transmită mesajul lui Dumnezeu. Vă pun întrebarea, la sperieteni sunt oameni de genul acesta? Eu trebuie să mă cercetez. Dumneavoastră trebuie să vă cercetați. Nu spun eu, ci scripturile dumneavoastră și a mea spune exact că poporul a răspuns clar, nu vrem să umblăm pe ele. Au zis, diferența între popor și ceea ce face David este uimitoare. David spune, Doamne, eu cred că sunt pe calea cea bună, dar dacă tu m-ai cerceta și ai vedea că sunt pe o cale rea, întoarce-mă! Nu mă voi supăra dacă mă vei întoarce de pe drumul acesta. Ce bine ar fi fost să înalți această rugăciune când era pe acoperișul casei, când era în drum spre femeia aceea, iertați-mă, nemintoasă, să se spele, să facă baie în public. O fi fost vinovat și aș vrea să vă spun că el nu renunță la faptul că a fost vinovat. Zice, păcatul meu a fost groaznic. Cine se joacă cu păcatele, ca asemenea lui David, spune spiritul profetic să se joace și cu pocăința pe care David a făcut-o. Pentru că încă nimeni n-a ajuns să se pocăiască de păcatul lui așa cum s-a pocăit David. Auziți, paragraf scurt, inspirat. Nu dormiți străjeri ai lui Dumnezeu. Dar de ce să nu dorm? Pentru că am datoria să avertizez poporul. Când Dumnezeu îți spune mesaj pe limba ta,
Eu nu am voie să spun, Doamne, nu cred că voi putea să transmit mesajul acesta. Și mulți dintre slujitorii lui Dumnezeu astăzi nu și-au angajament că vor transmite mesajul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu l-a dat. Auziți, treziți-vă! Treziți-vă pentru că este un timp special, o vreme specială în care noi trebuie să trimițăm mesajul lui Dumnezeu. Dar mergem un pic mai departe. Spuneți-mi de ce Dumnezeu ne-a îngăduit la corabia lui Noe ferestre laterale? Intră apa. Păi da, auziți, apa intra mai mult pe sus decât pe lateral. Ați fost în alte biserici unde ați văzut bazinul de botez la amvon și geamul care despărțea sala de bazinul de botez era din geam, din sticlă. Și au zis tone, era o presiune teribilă acolo. Și niciodată nu s-a întâmplat să se spargă. De ce? Frații mei, vă rog, foarte bine, vă rog să fiți atenți, Noe, frații mei, avea responsabilitatea salvării neamului omenesc. Atunci când eu particip la salvarea omului, nu am voie să tratez problema cu semenii mei, ci rezultatul, răspunsul este la Dumnezeu. Dumnezeu îți dă sfatul cel mai bun. Un prieten poate să-mi dea o sugestie bună, dar nu uitați, și aceea este omenească. Dar când sfatul lui Dumnezeu, când eu am legătura cu cerul, fereastra era spre a deschide fereastra spre cer. De ce deschideți, surorilor, fereastra dimineața? Să aerisim. Și când aerul acela curat vine, ce se întâmplă cu creierul nostru? Se aerisește. Oh! Vom vedea, frații mei, era nevoie de fereastra spre cer, pentru că acolo erau multe lucruri. Și era nevoie ca mintea lui Noe și a celor care erau salvați împreună cu el să fie aerisită, să primească sfat de la Dumnezeu, lumină, să primească în același timp și putere de a împlini voia lui Dumnezeu. O singură fereastră, spre sus, spre Dumnezeu. Dar ia priviți. Priviți, opa. Priviți pe cei de aici din partea stângă a dumneavoastră. Ia uitați ce batjocoritori. Are 700 de ani. Omule, sau nu, atunci avea 500. 500 avea, da. A mai trăit. Frații mei, batjocoritori sunt și astăzi. Vă mărturisesc cu toată sinceritatea, Petru ne avertizează. În zilele din urmă vor fi batjocoritori, mulți au părăsit biserica, pentru că ei spun de când ne știm noi. Bunicul nostru a tot vorbit despre a doua venire a Domnului Hristos. Hristos vine curând și n-a mai venit și au părăsit biserica. Batjocoritori întotdeauna vor fi. Nu cred că la sperietenii sunt batjocoritori. Este un ultim apel pe care îl face Noe, doar cei din familie intră. Ceilalți nu vor. Și au zis, după ce au intrat ei, probabil că Noe se tot gândește, zice, băi, bine că acum avem și noi spațiul mai mare, suntem mai puțini, avem mâncare de rezervă, și a tras ușa după el. Nu? Vedeți ce înseamnă să ai 76 de ani, îți mai pierzi mințile. Citiți, vă rog, Spiritul Profetic. Patriarhii Profeți spune foarte clar. Un înger al Domnului a coborât și a închis ușa corăbiei. De ce? Fratele meu și sora mea, omul nu are dreptul să închidă ușa păcătosului spre mântuire. Nu Noe trebuia să închidă ușa, ci Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis pe un înger credincios, devotat, care a executat cu credincioșie hotărârea lui Dumnezeu.
Ce rol are fereastra? Ia uitați-vă câte animale sunt acolo. A, aici, câte animale sunt. Câte reșecții. De ce? De ce fereastra spre sus? Era nevoie, frații mei, ca mintea lor să fie luminată de cel care este acolo, la tronul Milei, și care trimite raze de lumină după raze de lumină. Dar într-o zi a dat drumul la corb și corbul a venit. A dat drumul la porumbel o dată, două ori, și a treia oară corbul vine cu o veste. Potopul s-a terminat. Oh, vestea cea mai bună, este extraordinar. Potopul a luat sfârșit. Ce minunat că potopul s-a încheiat. Fiți atenți, vă rog, din 1 milion de creștini care l-au așteptat pe Hristos la 22 octombrie 1844, rămân numai 5-6, printre care și Hiram Edson. Eu să beți, James White, Ellen White și încă 2 sau 3. Interesant, frații mei, era nedumerirea, de ce n-a venit Domnul? Pentru că ei interpretaseră profeția, au dat date concrete cu privire la 22 octombrie 1844, deci profeția a fost bine interpretată, dar n-a fost interpretat ce? Mesajul. Și anume, nu că Domnul Hristos trebuia să vină, că pământul ar fi fost sanctuarul, ci că Domnul Hristos trebuia să iasă din Sfânta și să intre în Sfânta Sfintelor. Iată pe Domnul Hristos în momentul când Tatăl îl cheamă. Vino lângă mine, vino în Sfânta Sfintelor. Domnul Hristos a fost preot până la 1844, el devine mare preot. Ce spune Apostolul Pavel? Și noi nu avem un mare preot care să fie supus slăbiciunilor noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Tot Ieremia, auziți ce spune, căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Vă rog să-mi permiteți să punctez doar câteva gânduri. Primul gând, moartea s-a suit pe fereastra mea. Eu nu zic a dumneavoastră, moartea s-a suit pe fereastra mea. A pătruns în casele împărătești. L-ați cunoscut pe fratele Gabi Vasilescu? Eu cel puțin, după câte știu, nu cred că a fost vreo comunitate în România să nu-l aibă ca musafir măcar un sabat, în care pe mulți ne-a învățat. Mi-a fost instructor la școala de sabat și m-a învățat cântarea, știți care? Sunt copil de împărat. O cântam când mă duceam la școală, o cântam în recreație și o cântam când mă întorceam acasă. Dumneavoastră știți că sunteți prinți și prințese? Că eu și soția mea și copiii mei suntem prinții lui Dumnezeu și prințesele lui Dumnezeu. Oare de ce? Ca noi să-L reprezentăm în mod corect în lumea aceasta. Suntem din neam de Dumnezeu, spunea Sfântul Apostol Pavel, da? A nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. În septembrie 1977, după cutremur, soția mea n-a mai putut să suporte Bucureștiul, pentru că locuiam la etajul 10. Înclinația a fost de 1,60 la etajul 10. Era lăuză și medicul ne-a spus bine că nu a rămas cu sechere. Și ne-a mutat la Făgăraș, la Făgăraș lângă, la 22 de kilometri. Au auzit tinerii de la oraș. Au venit niște fete undeva pe aici, prin apropiere, și au început să vină. Nu am lăsat pe copiii noștri să se joace mai departe de casă. De ce? Pentru că trebuia să-i avem sub supraveghere. Și s-au așezat pe banca de vis-a-vis de noi. Și șefii, cei de la oraș, stăteau pe bancă și copiii noștri stăteau pe jos, că erau mai mici. Și unul dintre ei a început să spună bancuri mizerabile. Vecina, care stătea exact la poarta unde ei erau așezați, a ascultat tot. Și la un moment dat n-a mai putut să suporte, era ortodoxă, n-avea nicio tangență cu învățăturile noastre. Ascultați, a deschis poarta și a spus, nu vă este rușine, voi sunteți pocăiți, cum puteți să vorbiți, să spuneți asemenea lucruri? Și au zis, rușinați, copiii noștri au venit acasă, ceilalți au împărțit. Frații mei,
Doamna aceasta a venit și ne-a spus, știți la ce a participat copiii dumneavoastră? Nu. Și ne-a spus, din clipa aceea, copiii aceia nu au mai venit în Lisa. Le-am interzis cu desăvârșire. Pe copiii mei și așa moștenesc din mine, din soția mea, toate înclinațiile spre rău. Dar să mai hrănești și firea pământească cu asemenea mizerie. Frații mei, notați, Ieremia, inspirat de Duhul Sfânt, ne avertizează. Copiii noștri sunt nimiciți pe uliță. Citiți, vă rog, spiritul profetic care spune, mamelor și taților, verificați-i pe copii atunci când intră în baie. Observați când întârzie, acolo nu-i de joacă. Verificați ceea ce fac acolo. O tânără în altă țară și-a permis din baie să trimită imagini extraordinar de mizerabile. Da? De ce? Pentru că nu se ține cont de învățătura pe care Dumnezeu o spune. De ce nu trebuie ferestre laterale? Pentru că învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu apar în mintea noastră, în biserica noastră. Da? Nu știrile sunt de vină, frații mei, nu, ci ceea ce urmează după știri. După un an de zile, după ce am ajuns la Făgăraș, ne-am împrietenit cu o familie de foști reformiști. Foști reformiști, nu pot să vă spun, nu i-am întrebat cum tratau principiile, cum trata sabatul. Știu precis că nu mâncau niciun fel de carne și că mergeau în sabat undeva aproape de munte, exact la poalele muntelui, acolo iarbă, și acolo petreceau sabatul. Ne-am prietenit cu ei și la un moment dat i-am spus, de ce nu veniți și dumneavoastră cu noi la biserică? Și am mers. Noi de acasă până la biserică aveam 16 kilometri. Când nu prindeam autobuzul, mergeam pe jos cu copiii. Pe unul țineam pe umeri, pe unul de mână, pe altul în brațe și așa mergeam 16 kilometri până ajungeam la biserică. Dar când prindeam autobuz, eram cu 2 ore mai devreme decât începutul orei de rugăciune. Frații mei, familia aceasta avea mașină și ce frate gâdea, haideți cu noi, venim noi și vă luăm, apoi vă aducem înapoi, dar când terminam, pentru că terminam cu cel puțin 2 ore înainte de apusul soarelui, până când mai stăteam de vorbă, ei spunea, haideți cu noi, vă ducem noi acasă, dar rămâneți la noi, servim masa și după apusul soarelui vă ducem acasă. Zis și făcut. Mâncam și nu mâncam bine că soarele apunea și sora a luat telecomanda și începea. Și ce era? Telejurnalul. Și pe telejurnal începea filmul. Și îi spun soției, hai să mergem. Și ea zice, a, nu, mai stai 5 minute, să vedem ce urmează. Și la urmă, ea îmi zice mie, hai mai stai 5 minute, eu îi zic ei, ea îmi zice mie și filmul se termină. Da, și au zis familia credincioasă, ne duce acasă. Și când să ne culcăm, hai să facem rugăciunea. Și spun, fă tu rugăciunea, îi zic soție. Și soția, nu pot. Păi, dar nici eu nu pot. Dar de ce? Au zis, nu erau filme cu imagini. Da, să știți ce era atunci. Da? Treaba prin America. Nu erau cu imagini, dar pun întrebarea cei care stau 10 ore în fața televizorului și văd, frații mei, lucruri care, iertați-mă, nici măcar n-ar trebui să fie în gândul nostru să ne permitem așa ceva. Dumneavoastră știți că, n-aveți de unde să știți, dar eu vă spun, mă fac vulnerabil. Eu la vârsta de, cred că aveam 14 ani, 15 ani, și un coleg de școală vine cu o fotografie mizerabilă. Și eu îi spun, dă-mi-o mie, că zic, fratele meu mai mare are aparat de mărit și face mai multe și facem și bani. Și o iau acasă și când eu dau fratelui meu, multiplică, el se uită și spune, băi, te calc în picioare. Cum îți poți permite așa ceva? Păi dacă te prinde cineva, faci pușcărie, băi, înțelegi? Ce să înțeleg eu? Am înțeles când el s-a repezit spre mine și m-a conștientizat ce se poate întâmpla. A rupt-o în fața mea, nu m-a bătut, dar a fost mai tare decât o bătaie. De ce? Pentru că am învățat lecția că pentru o asemenea imagine poți să faci pușcărie în vremea aceea. Moartea vine pe fereastră.
pe fereastra inimii mele. Acolo își găsește locul. Dar moartea la început, frații mei, moartea este progresivă. Fotografia, doar vedere. După aceea a apărut filmul, vedere plus mișcare. A apărut video. Dumneavoastră știți că după 1990 au fost persoane care și-au închiriat sufrageria și intrau 25-30 de persoane. Și până dimineața vedeau numai filme porno. 5 lei intrarea. Seară de seară. Seară de seară, fratele meu. Oare de ce? Pentru că satana își găsise locul în inima lor. De ce n-aș deschide fereastra spre cer? Pentru ca să primesc un nou botez cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă aceasta, frații mei? În clipa când eu am deschis fereastra spre cer, Duhul Sfânt îmi luminează mintea. La lecțiune în camera tinerilor s-a dezbătut foarte mult problema crucii și a mântuirii. Aș vrea să vă spun, frații mei, că un nou botez cu Duhul Sfânt va lumina mintea noastră ca să înțelegem toate lucrurile pe care mintea noastră acum nu le poate înțelege. Doar Duhul Sfânt poate să facă lumină. Nu încercați prin puterea dumneavoastră și prin filozofia dumneavoastră. Sunt foarte mulți filozofi creștini care duc departe de mântuire. Am dat drumul pe internet la cineva care, când era în România, l-ascultai cu plăcere, o capacitate. Tatălui a fost consilier la Uniune cu probleme de școala de sabat. Și mi-am pus întrebarea dacă tatăl tău te-ar auzi, s-ar întoarce în mormânt acum. De prostiile pe care auziți că a fost pastor creaționist. Păi atunci tu ce ești? Dacă nu ești creaționist, ce ești? Da, vedeți, frații mei, de ce trebuie să deschid fereastra spre cer și să închid fereastra spre lume? Ca să pot să înțeleg cu adevărat planul de mântuire. Auziți ce spune Hristos, lumina lumii. Vreau să vă citesc cuvânt cu cuvânt. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea oamenilor față de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu poate să fie oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de-a treia persoană a Dumnezeirii. Frate și soră, cine te-a învățat pe tine sau pe mine să încerci să schimbi orientarea familiei lui Dumnezeu? Cine spune, ăla e mai mare, ăla e mai mic? Auziți, Duhul Sfânt e abur. Da, aburul are putere, dar nu se poate păcătui împotriva aburului. Fratele meu și sora mea, spiritul profetic luminează mintea acestor oameni, care pur și simplu împing spiritul profetic în afara vieții lor. Notează, fratele meu, nu poate fi biruit decât prin puterea și mijlocirea celei de-a treia persoană a Dumnezeirii. Fratele meu, nu lupta împotriva Duhului Sfânt. Este singurul păcat care nu poate fi iertat. Nu te juca cu Duhul Sfânt. Timpul de glorie al poporului Israel, frații mei, a fost când Dumnezeu vorbea din mijlocul focului. Transmiteam cuvânt cu cuvânt. Și poporul a spus, n-avem nevoie, nu vrem să ne mai vorbești. Da? Interesant să știți că Dumnezeu nu se bagă cu bocanci în viața noastră. Și Dumnezeu părăsește. În timp ce poporul se închina la poalele muntelui, cei 70 de bătrâni, frații mei, erau pe munte, chemați de Dumnezeu. Și l-au văzut pe Dumnezeu, au stat de vorbă cu Dumnezeu și au fost pregătiți pentru lucrarea care o aveau să o facă. Daniel a deschis fereastra spre Dumnezeu și a închis fereastra spre lume. Ce a primit în schimb? Care a fost rezultatul unei vieți de continuă dependență de Dumnezeu? Și a salvat viața lui, și a salvat viața prietenilor, și a salvat viața colegilor păgâni, frații mei. Dacă Dumnezeu nu-i descoperea, colegii lui erau condamnați la moarte.
Interesant, consacrarea lui aduce salvarea altora. Daniel primește viziuni cu privire la profețiile de viitor până la vremurile noastre. Scuzați-mă, deja mă puteți permite câteva minute? Da, nu vă obosesc, scuzați-mă. Auziți, primește viziune până la timpul nostru, uitați-vă, Babilonul, Medopersia, Grecia, Roma și cele 10 regate. Uitați-vă exact cum cele 10 degete care erau parte de Lut și parte de fier și după cum Lutul nu se poate uni cu fierul, așa nu se va putea uni cele 10 regate. Da? Interesant, piatra care s-a dezlipit din munte a aruncat chipul și toată istoria omenirii pur și simplu a fost pulberată. S-a instalat împărăția lui Dumnezeu, frații mei, din piatra aceea care nu va mai fi sub controlul niciunei alte puteri. Spuneți-mi, de ce, după Revoluție, există păcate nu prin comitere, ci prin omitere? Deci n-aveam voie să ne strângem în brațe. Nici soțul pe soție, nici copiii pe părinți, părinții pe copii, sau cu atât mai mult pe frații noștri din biserică. Auziți, familia aceasta merge întreagă. Nu-și lasă copiii, știți ce copii, ia acum o boală, rămâneți voi acasă. Ascultați, a rămâne pe margine, datorită unor motive, care noi considerăm că sunt foarte reale. Dumnezeu spune, voi omiteți propria voastră mântuire prin lucrurile pe care încercați să le negați prin atitudine. Dar în momentul când Domnul Hristos se botează, frații mei, spune că El s-a plecat pe genunchi, la marginea Iordanului, la malul Iordanului, și spune că cerul s-a deschis. În clipa când s-a așezat la rugăciune, cerul s-a deschis și Dumnezeu i-a arătat planul de mântuire și apoi Duhul Sfânt a coborât peste el. Da, nu putem să spunem că Duhul Sfânt a fost cu el până atunci, ba dimpotrivă, dar acum o putere îndoită a Duhului Sfânt a venit peste el. Nu există vreun motiv pentru a presupune că prezența și influența Duhului Sfânt nu îl însoțisere până acum, nu, ci dimpotrivă, ci este scos în evidență ungerea specială, cu o putere specială, pentru a îndeplini o lucrare specială rânduită de Dumnezeu. El a închis ferestrele spre lume și a deschis fereastra spre cer și Dumnezeu i-a făcut descoperit planul întreg de mântuire. Mă apropii de încheiere. Cunoașteți? Ne întoarcem în anii 1971, când Jimmy Carter era președintele Statelor Unite, iar Begin era prim-ministrul Israelului. Jimmy Carter îl invită pe prim-ministru al Israelului să vină la Washington și primul lucru pe care îl face, îl duce în salonul oval. Și acolo, premierul observă 3 telefoane pe biroul președintelui. Unul era de platină, unul era roșu, iar celălalt era de aur. Carter întreabă premierul de ce 3 telefoane, ce simbolizează, și el răspunde, folosesc telefonul de platină păstrând legătura cu Parlamentul, cu telefonul roșu păstrez legătura cu Rusia, iar cu telefonul de aur am legătura directă cu Dumnezeu. La care Begin, premierul Israelului, întreabă, domnule președinte, spuneți-mi cât costă o convorbire cu Dumnezeu de aici, de la Washington? La care Jimmy Carter spune, $10,000, dar merită fiecare cent. Oh. Timpul a trecut și lucrurile iau întorsătură și anume Beijing îl invită pe președintele Statelor Unite și vine la Ierusalim. Surprins, președintele vede tot 3 telefoane pe biroul președintelui și spune ce semnifică cele 3 telefoane și spune, da, unul este linia directă cu Egiptul, celălalt legătura cu Parlamentul și cel de-al treilea legătura cu Dumnezeu. Acum președintele Statelor Unite întreabă, domnule premier, cât costă o convorbire cu Dumnezeu de aici, de la dumneavoastră, din Israel? La care Beijing răspunde, 10 cenți, domnule președinte. Și întreabă, de ce așa de ieftin?
Știți care a fost răspunsul? Aici locuiește Dumnezeu. Ce știa el? Știa că Palestina era centrul lumii, că centrul Palestinei era Israelul, că centrul Israelului era Ierusalimul, că centrul Ierusalimului era templu, că centrul templului era Sfânta Sfintelor, că centrul Sfintei Sfintelor era chivotul, că centrul chivotului, frații mei, centrul chivotului era legea și că centrul legii era sabatul și în centrul sabatului era Iisus. De ce e convorbire locală? Pentru că aici locuiește Dumnezeu. Știți de ce am venit la dumneavoastră? V-ați pus întrebarea? De ce? De ce? Poate că o să mă întrebați. Am auzit că aici locuiește Dumnezeu. Iată-l pe Ioan, continuă mai departe să privească spre cer. Poate îl sărește pe Iisus. Iată-l pe Domnul Hristos ca împărat al împăraților, pe tron, așezat pe tron. Iată câteva momente sau câteva imagini din noul Canaan pregătit de Dumnezeu. Fratele meu și sora mea, sau dacă sunt persoane care sunt musafiri, încă nu știu acest adevăr, stimați oaspeți, aș vrea să vă spun că aveți un loc rezervat în cer. Dumnezeu nu-l va da nimănui dacă dumneavoastră îl doriți. Nu, iar dumneavoastră și El îl rezervă până atunci când noi vom veni din nou acolo unde El ne-a pregătit locuri. Dacă suntem dezorientați, frații mei, să alegem partea cea bună, să alegem partea în care Hristos este conducătorul vieții noastre. Iată, El a plătit totul pentru noi. Da? Există un pervertit care nu mă lasă. Nu mă lasă să merg pe calea Domnului, nici pe mine și nici pe dumneavoastră. Există anumite tendințe firești pe care El le cunoaște foarte bine în noi și El creează aceste tendințe spre păcat ca noi să pierdem cerul. Există un moment important, frații mei. Domnul Hristos spune, dragii mei, când am venit eu pe pământ la voi, voi mi-ați pregătit o cunună. Era o cunună de spin, e adevărat, a curs mult sânge. Dar eu am vrut să vă fac o surpriză și să vă ofer una dintre cele mai frumoase coroane pe care le-am putut face, din aurul cel mai curat, nu de 24 carate, nici de 100 de carate și nici de 1000 de carate, ci aurul pur pe care Dumnezeu l-a creat. Da? Și așează coroana aceea pe frunțile a fiecăruia dintre noi. Citiți Spiritul Profetic și spune, Hristos stă la poarta împărăției lui Dumnezeu și va pune cununa de biruitor pe capetele biruitorilor. Da? Știți care este pedeapsa pentru citirea Bibliei în Iran? Ia uitați-vă. Fierăstrăul, îi pune mâinile pe fierăstrăul electric ca niciodată, și picioarele, ca niciodată să nu mai pună mâna pe Biblie sau picioarele să nu mai umble după Biblie. Să caute, da, Coreea, frații mei, tinerii care au fost găsiți sau persoanele care au fost găsite studiind Biblia sau având Biblie, erau condamnați la moarte prin împușcare. Iată ce satisfacție diabolică să aduci, da, neființă pe aceia care și-au pus baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Cum? De asta credeți că e ceva regizat? Ia, închide-mă, închide ochii, îi spune la câine, că trebuie să te filmezi acum, trebuie să te fotografiezi. Frații mei, nu, ci El copiază modelul. El se uită la mine și la dumneavoastră și ne copiază, ascultați, pas cu pas și clipă de clipă. Îl cunoașteți? Este președintele Lincoln. Lincoln a avut ceva probleme, probabil de familie sau chiar de probleme de stat. Era războiul acela între Sud și Nord și nu știa cum să rezolve problema. A aflat de pastorul Barry Bickel. Și omul acesta, atunci când se ruga, Dumnezeu răspundea. S-a dusese vestea în toată America, dar era urmărit de securitate și vrea să pună mâna pe el și să-l aducă la tăcere. Abraham Lincoln se interesează de adresă, se duce noaptea târziu, în plină noapte,
era viscol, zăpadă, era în palton, probabil că avea și căciulă pe cap, dar avea un fular care înfășura fața. A bătut la poartă și era destul de târziu. Soția spune, nu dragul meu, nu te du tu, mă duc eu, lasă că mă duc eu. Nu vreau să fie viața pusă în primejdie, dacă mă omoară, mă omoară pe mine. A ieșit și spune, aici locuiește domnul pastor Harry Bicker, da, aș vrea să vorbesc, dacă se poate. Și trântește ușa și nu spune nimic. Și când se întoarce, soțul întreabă cine? Nu știu cine e. Dar zice, lasă, culcă-te mai departe. La care pastorul se ridică din pat, se îmbracă și se duce la poartă. Și îl vede și îl invită, neștiind cine este. Când a intrat în sufragerie și și-a dat paltonul jos și fularul, a observat că este președintele. Cumva a început să tremure. Dar a spus, domnule președinte, cu ce vă pot fi de folos? Știi ce probleme am? Hai să ne rugăm. Nu știu cât s-a rugat. Nu ni se spune, frații mei, cât s-a rugat, 5, 10 minute, o jumătate, o oră sau toată noaptea. O fi fost săptămâna de rugăciune a lui Lincoln? Proate. Dar noi când avem săptămâna de rugăciune? Iubiții mei frați, stimate surori, aș vrea să vă spun că pentru mine a fost o bucurie să fiu cu dumneavoastră. Am început de câțiva ani de zile, de când am descoperit acest adevăr, să-mi deschid fereastra spre cer. Și vreau să vă spun că multe lucruri mi s-au luminat în minte. Le înțeleg altfel decât le înțelegeam acum 10, 15, 20 de ani. Acum vreau să vă spun că acele lucruri care erau pentru mine tabu, nici măcar nu încercam să deschid discuția despre problemele acestea. Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că mântuirea mea este cu mult mai ușoară, cu mult mai simplă decât atunci când eu aveam alte impresii. Dacă dumneavoastră considerați că merită să închid fereastra spre lume și să deschid fereastra spre cer, să o facem începând de astăzi. Cum vor arăta oamenii care au deschis fereastra spre cer și care au închis fereastra spre lume? Cum arată? Fața lor, auziți, vă rog să ascultați ce spune Spiritul Profetic, pentru veșnicie vom fi mai tineri decât am fost tineri. Vreau să fiu mai tânăr. Vreau să fiu cu El pentru veșnicie. Amin.